Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Esențial de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună cele mai importante știri ale săptămânii. Au pretins și primit diverse sume de bani de la conducători auto pentru a nu aplica măsurile legale în cazul unor abateri constatate în trafic. Aceasta este acuzația gravă adusă la 7 agenți din cadrul Poliției Rutiere Reghin, ofițerii Direcției Generale Anticorupție sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș. Au efectuat luni, 18 aprilie, 11 percheziții, inclusiv la sediul Poliției Municipale, cu scopul de a proba infracțiunile de luare de mită, abuz în serviciu, fals intelectual. Perchezițiile la domicilii și sediul Poliției Reghin, pornite de la acuzații grave asupra a 7 agenți ai Poliției Rutiere din municipiu. Potrivit unor comunicate de presă, remise de procuror și Serviciul Județean Anticorupție Mureș, luni, 18 aprilie, s-au efectuat 11 percheziții, dintre care una la sediul Poliției Municipiului Reghin, pentru probarea unor infracțiuni de luare de mită, abuz în serviciu și fals intelectual. Cercetările sunt derulate de ofițerii Direcției Generale Anticorupție, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș. În cauză sunt cercetați 7 agenți de poliție din cadrul Biroului de Poliție Rutieră, asupra cărora există suspiciunea că din 2015 și până în prezent au pretins și primit diverse sume de bani de la conducători auto pentru a nu aplica măsurile legale în cazul unor abateri constatate în trafic. Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul serviciilor județene anticorupție Alba, Brașov, Bistrița Năsăud, Cluj, Covasna, Harghita, Sibiu, Sălaj, a lucrătorilor din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Mureș și grupării mobile de jandarmi Târgu Mureș. Mica pianistă din Reghin face senzație și la un concurs internațional de pian. Se numește Emanuela Șerbănați, este elevă în clasa 1 și studiază pianul la secția de muzică și arte plastice din cadrul școlii gimnaziale Augustin Maior. Recent, micuța a obținut locul 1 la categoria sa de vârstă la un concurs internațional de interpretare instrumentală organizat în Ungaria. Însoțită de profesoara de pian, Lavinia Zanfir, Emma a cucerit juriul și a fost invitată să cânte în gala evenimentului. E vremea concursurilor pentru elevii care studiază instrumente muzicale în cadrul secției de muzică și arte plastice din Reghin. Structura care aparține de școala gimnazială Augustin Maior se poate lăuda cu premii pentru fiecare participant la concursurile și olimpiadele de profil. La evenimentul anual din Ungaria, unde reghinenii fac mereu senzație, anul acesta, mica pianistă Emanuela Șerbănați a obținut premiul întâi. Împreună cu Emanuela Șerbănați, Vigealva Briones, am fost la a cincea ediție a concursului Festival de Pian din Törökszentmiklós, Ungaria. Deja este al cincilea an în care mergem cu copii. Într-un an este concurs de vioară, în anul următor concurs de pian și tot așa. Iar în acest an, Emanuela Șerbănați a luat premiul întâi la grupa ei. De cât timp cânti tu la pian? De 2 ani. Și în timpul acesta ai fost deja la foarte multe competiții, la concursuri. Chiar și anul acesta ai fost la concursuri. Da. La ce concursuri? La Târgu Mureș, la Cluj și în Ungaria. Cum a fost în Ungaria? Ce ai cântat acolo? Am cântat Bach, sonată și cântec. Care îți place ție cel mai mult dintre astea? Care ți se pare, să zic așa, mai ușoară? Care e mai grea? Păi mai ușoară mi se pare Bachul și mai grea sonata. A fost solicitată să cânte în gală și în interviul pe care l-a dat domnul director pentru televiziunea locală a amintit în mod apreciativ școala noastră, profesorii școlii noastre, profesori care mereu aduc elevi foarte bine pregătiți și elevi care ajung să cânte în gală. Și asta e mare lucru pentru noi.
Emanuela este uimitoare, spun profesorii. Exersează la pian chiar și câte 4 ore pe zi. Asimilează mult și repede, astfel că la fiecare concurs se prezintă cu un alt repertoriu. Visul ei este să învețe să cânte la cât mai multe instrumente. Păi am ales pianul pentru că nu este chiar așa ușor să cânt, dar este foarte frumos. Sună frumos. Când vei fi mare, vreau să mă duc la mai multe, să cânt la mai multe instrumente, să mă duc la multe concursuri și concerte. Dar mai multe despre rezultatele din acest an ale elevilor care studiază instrumente și arte plastice la secția de muzică din cadrul Școlii Gimnaziale Augustin Maior, aflați urmărind emisiunea Reghin Exclusiv, duminică de la ora 21 la Da Reghin TV. Au plantat legume și flori, dar au văzut și cum se țese la război. Marți 19 aprilie, în cadrul programului Școala Altfel, elevii reghineni au vizitat Muzeul Etnografic Anton Badea, unde au desfășurat activități gospodărești. Acestea au avut scopul de a-i relaxa pe cei mici, dar totodată de a le dezvolta spiritul responsabilității. Programul Școala Altfel, ce se desfășoară între 18 și 22 aprilie, a venit și cu activități gospodărești. Marți 19 aprilie, elevii a doua clase, a doua de la Gimnaziul Alexandru Ceușanu, au vizitat Muzeul Etnografic din Reghin, unde au plantat legume și flori. Pentru unii dintre copii nu a fost prima dată când au lucrat în grădină, însă cu toții au fost încântați de activitate și au mărturisit că se vor întoarce pentru a-și vedea munca, dar și să aibă grijă de flori și legume. Este un proiect care face parte din cadrul săptămânii Altfel, Școala Altfel în Muzeu, numit Primăvara în Grădină, prin care dorim să creăm o grădină de legume și flori cu cei mici, pe care este un proiect pe care dorim să-l desfășurăm tot anul. Acum, în prima fază, plantăm câteva răsaduri, urmând să parcurgem toate fazele de lucru în grădină, de la plantare până la recoltare, în funcție de perioada propice acestora. Grapa flori. Ai mai plantat până acum? Nu. Și cum ți se pare? Bine. Vei veni să le vezi? Da. Crezi că vor crește repede? Da. E greu? Cine te-a învățat să faci acest lucru? Doamna învățătoare. Plantăm flori. Ai mai plantat până acum? Da. Unde, acasă? Nu, că avem cabană la munte și acolo avem grădină. Îți place? Da. Ce unaltă ai în mână? O lopățică așa mai mică. Și e greu? Nu. Vei veni să le vezi când vor crește? Da. Plantăm zarzavaturi și flori. Cum ți se pare activitatea? Foarte frumoasă. Ai mai plantat până acum? Da. Unde? În grădină. E greu? Nu. Crezi că vor crește repede? Da. Și vei veni să le vezi, să le uzi? Da. Activitatea nu a fost organizată doar pentru relaxare. Copiii și-au dezvoltat totodată simțul practic, dar și cel al responsabilității. Este un proiect care are ca scop educarea capacității copiilor de a proteja, de a ocroti și de a iubi natura, plantele și mediul înconjurător, asimilarea unor cunoștințe și concepte ecologice de bază și însușirea unor deprinderi și aptitudini practice. Este un exercițiu de responsabilizare și implicare în desfășurat în mod treptat. O altă activitate ce a avut loc la Muzeul Etnografic Anton Badea din Reghin a fost țesutul la război. Cu această ocazie s-a dorit transmiterea tradițiilor și obiceiurilor străvechi celor mici. Ideea a pornit de la dorința de a sădi în sufletele copilor dragostea pentru lucrurile de valoare. Ei vor deprinde arta firelor de lână. Este o activitate care le oferă o relație directă cu piesele tradiționale din muzeu. Sunt copii care nu au văzut niciodată cum se lucrează la un război de țesut. Noi promovăm ceea ce este autentic în cultura populară și vrem să îi obișnuim cu asta. De la noi pleacă sugestia și oportunitatea de a învăța, iar de la ei vine dorința de a pătrunde într-o lume vastă și fascinantă.
Sovata, Felix, Bulgaria ori Grecia. Acestea sunt cele mai căutate destinații pentru vacanța de Paște care se apropie cu pași repezi. Reghinenii se pare preferă locurile unde vor avea parte de relaxare în centre spa pentru cele câteva zile libere de sărbători. O altă destinație căutată a fost Delta Dunării și chiar dacă mai este până atunci, agențiile de turism vin deja cu ofertă pentru vacanța de vară și chiar cea de Crăciun. Mai puțin de două săptămâni ne mai despart de vacanța de Paște. Dornici de relaxare, dar și de a vizita noi locuri, reghinenii au căutat și și-au ales încă din timp cea mai bună ofertă de vacanță. Cele mai căutate destinații par să fi fost cele care dispun de centre spa, precum Sovata ori Felix în țară, ori pentru străinătate, Bulgaria și Grecia. Cele mai căutate pachete au fost, în general, resorturile care dispun de centre spa. În principiu, cele mai căutate pentru noi a fost Sovata sau Felixul, dar foarte mult s-au orientat să meargă și în străinătate, în Bulgaria sau în Grecia. Pachetele sunt destul de accesibile ca și preț și flexibile, în sensul că fiecare turist poate să-și aleagă câte zile dorește să stea într-o anumită destinație. Ca și exemplu, pentru Bulgaria aș putea să vă dau hotel de 4 stele, nisipurile de aur col inclusiv, pentru un pachet de 3 nopți ar fi în jur de 250 de euro pentru două persoane. Un alt pachet mult căutat de reghineni a fost cel de 4 nopți la un hotel plutitor din Delta Dunării. Pentru cei care sunt interesați, oferta mai este încă valabilă. Pe intern ce s-a vândut și ca și un pachet nou pentru noi a fost și încă mai avem câteva locuri pentru Delta Dunării. Este foarte interesant, este un pachet de 4 nopți cazare pe un hotel plutitor. Plecarea se face din Tulcea și practic vaporașul respectiv îi poartă pe turiști prin toată Delta cu opriri. Pachetele sunt cu toate mesele incluse, cu acces la centru spa de pe vaporașul plutitor, plus masa aceea festivă de Paște. Alte oferte care au apărut deja sunt cele pentru vacanța de vară, la care puteți beneficia de reduceri timpurii. Nici vacanța de Crăciun nu trebuie să fie neglijată, chiar dacă mai sunt luni de zile până atunci, agențiile de turism vin deja cu oferte. Mai avem încă reduceri timpurii pentru pachetele de vară, care sunt încă active până la sfârșitul lunii acesteia. Și au apărut deja pachetele de lux pentru iarna viitoare, în principiu pentru destinații exotice, Dubai, respectiv destinații ceva mai îndepărtate, Mexic și Republica Dominicană. Data Paștelui diferă de la an la an în funcție de modul în care aceasta este calculată, luând în considerare echinocțiul de primăvară și luna plină. În 2016, prima zi de Paște va pica pe data de 1 mai. Echipaje de copii de la grădinițele din zonă au participat miercuri 20 aprilie la prima ediție a concursului Preșcolarii pot să-și apere viața. Educatoare, reprezentanți ai pompierilor și SMURT le-au adresat întrebări concurenților, iar cei mai buni dintre ei au fost desemnați pentru a se califica la faza județeană a competiției, care va avea loc la Luduș în cursul lunii mai. Preșcolarii pot să-și apere viața. Aceasta este denumirea unui nou concurs adresat copiilor de grădiniță. Etapa zonală a competiției a avut loc la Reghin miercuri 20 aprilie. Echipajele de preșcolari de la unități de învățământ din municipiu s-au reunit la grădinița cu program normal numărul 3 pentru a răspunde întrebărilor adresate de educatoare, un pompier și un asistent SMURD. Din fiecare grădiniță participă câte doi reprezentanți care au fost pregătiți de către doamnele educatoare alături de întreaga grupă cu siguranță, doar că ei s-au remarcat prin răspunsuri adecvate, au fost pregătiți pe tema preșcolarii pot să își apere viața. Aceasta implică atât situații de accident, situații referitoare la accidente rutiere, situații în care intervin pompierii sau situații de securitate personală. Ei au învățat
cum trebuie să intervină sau ce trebuie să facă pentru a preveni astfel de situații. Deoarece, la această vârstă, este foarte important să prevenim, ca mai târziu să nu avem neplăceri. Activitatea noastră de astăzi se desfășoară, fiind și perioada școală altfel, cu totul altfel decât ar fi poate un concurs în adevăratul sens al cuvântului. S-a început cu prima probă de prezentare, iar apoi copilașii au adresat întrebări invitaților. Deci n-am numit juriu, ci am numit invitați care participă astăzi alături de noi, dar cu un ochi mai atent la ceea ce ei fac, ca să-i urmărească și să vadă totuși care dintre ei sunt cei mai bine pregătiți și care au cele mai multe cunoștințe. La intervenție, echipament, deci pe lângă costumul de protecție, unde trebuie să aibă cizme, costumul de protecție contra apei, un brâu, ați văzut, un brâu pe care este o carabină, eventual pompierul poate să iasă și pe geam de la, dacă e surprins de flăcări, nu? Trebuie să se salveze. Și casca de protecție, care e prevăzută cu vizor de protecție. Consider că acest concurs are un impact deosebit asupra copiilor și aduce multiple beneficii mai târziu. Cei mai buni dintre ei au fost desemnați pentru a se califica la faza județeană a competiției, care va avea loc la Luduș în cursul lunii mai. Trupa de teatru Arlechino a Școlii Gimnaziale Florea Bogdan din Reghin a obținut premiul întâi la etapa județeană a unui concurs de scenete. Se intitulează Parol, chiar eu l-am jucat și a fost găzduită de Sala Studio a Universității de Arte din Târgu Mureș luni 18 aprilie. Elevii coordonați de profesoara Mihaela Crăciun au mai adus premiul de interpretare scenică masculină și premiul pentru regie. Micii actori reghineni nu se opresc aici. Vineri vor fi la Brașov la concursul național Zâmbet de copil, unde anul trecut au câștigat trofeul. Munca și pasiunea elevilor iubitori de teatru de la Școala Gimnazială Florea Bogdan au fost din nou răsplătite. Luni 18 aprilie, trupa Arlechino a obținut locul întâi și alte două premii importante la concursul județean de scenete găzduit de Universitatea de Arte din Târgu Mureș. Elevii sunt coordonați de profesoara Mihaela Crăciun. Ne-am prezentat și noi, de asta dată cu echipa cea nouă, Arlechino, care s-au pregătit cu piesa L-am visat pe Nenea Iancu de Dumitru Stanciu și am sperat că vom obține și noi un loc de frunte. Dar, din nou, am obținut locul întâi. Suntem foarte fericiți, extrem de fericiți că am obținut locul întâi pe echipe. Locul întâi la interpretare scenică masculină, Rod Eduard, locul întâi premiul special de regie, Angel Costa. Eu m-am ajutat de elevii mei de bază și la regie și mi-au dat și mie o diplomă în calitate de îndrumător. Am adus o contribuție ca rol principal în sceneta L-am visat pe Nenea Iancu. Cum a fost pentru tine să interpretezi acest rol? O experiență extrem de plăcută. Am dezvoltat acest personaj, m-am îmbunătățit și l-am transformat în ce este acum. Ce-ți place ție la teatru, în general? Faptul că ești privit și avansezi din ce în ce mai mult și te îmbunătățești în continuare și cooperarea cu ceilalți este o experiență plăcută. Îi mulțumesc, doamne diriginte, pentru toată contribuția și tot efortul care l-a depus pentru această trupă. M-am și regăsit în primul rând în acest personaj și a fost și foarte frumos și la Mureș și oriunde ne-a dus și doamna dirigintă. Și mă regăsesc și când sunt pe scenă și e foarte frumos teatrul. Cum ți s-a părut asta, ca oameni de specialitate să vă aprecieze pe voi? Am fost și foarte multă muncă și mai ales în echipă. Toți am contribuit în această scenetă și chiar a fost un lucru foarte important pentru noi să știm că suntem apreciați de un juriu chiar specializat cu acest lucru. Se știe că teatrul este un mijloc atractiv de a percepe literatura într-un chip interactiv și că dezvoltă elevilor talente nebănuite. Eu mă ocup de teatru astăzi, să zicem, de vreo 14-15 ani. Îmi place foarte mult ceea ce fac și mă împlinește și îmi pare foarte bine când văd că și elevilor le inoculez acest microb, în ghilimele. Le place să se producă pe scenă, le place să intre în pielea personajelor, le place să joace efectiv, îmi produc o mare satisfacție. Micii actori reghineni nu se opresc aici. Vineri vor fi la Brașov, la concursul național Zâmbet de copil, unde anul trecut municipiul nostru a câștigat trofeul. Zâmbet de copil, faza națională, iar cu elevii care acum sunt la liceu, trupa mea fostă, Albatros, am obținut trofeul. Acum
Bineînțeles, suntem invitați, nu știu, avem șanse și de asta dată la ceva, sperăm. Dar până atunci, joi 21 aprilie, trupa școlii găzduiește și ia parte la cea de-a 10-a ediție a concursului zonal de teatru organizat anual de Școala Gimnazială Florea Bogdan. Populația și străzile Reghinului, așa se numește noua carte pe care o va lansa istoricul Ioan Costea în data de 10 mai 2016. Momentan, lucrarea de 200 de pagini se află sub tipar, iar paginile sale prezintă străzile Reghinului încă de când erau 20 la număr și până în prezent. Totodată, volumul prezintă populația și etniile locului. Profesorul și istoricul Ioan Costea mai lasă o moștenire municipiului Reghin. Este vorba despre o nouă carte intitulată Populația și străzile Reghinului, care se află momentan sub tipar și a cărei lansare este programată pentru data de 10 mai 2016. Istoricul Ioan Costea o numește drept o carte a orașului, a reghinenilor, pentru că prezintă toate străzile și ulițele încă de când erau doar 20 la număr și până în prezent când sunt în jur de 158. Fiecare reghinean stă pe o stradă, deci își găsește aici strada, își găsește istoria străzii, dacă aceasta a avut o istorie. Dacă nu, cumva, i-a apărut după anul 2000 sau cu ceva mai înainte, dar și cartierele care sunt acum cartierele de locuință. Acum, cartea asta a fost concepută în mai multe capitole, în afară de aspectele mai colaterale, cum sunt, de exemplu, geografia orașului, momente de atestare a lui, a fost prezentată evoluția populației. Lucrarea prezintă Reghinul de când în el trăiau doar 25 de familii și până în prezent, când în municipiu sunt 33.281 de locuitori. În începutul cărții sunt prezentate etniile de bază, care s-au dezvoltat odată cu orașul. Pe drum au apărut și alte etnii, în afară de, să zicem, nemți, unguri, români. Pe la anul 1853 au apărut evrei și apoi armenii, dar cu ceva mai înainte a apărut și țigani. Ceea ce înseamnă că orașul Reghin este un oraș multicultural, multinațional, care la un moment dat era locuit de 5 etnii. Volumul Populația și străzile Reghinului are 200 de pagini. Lucrarea prezintă o copertă în limba română, dar și una în limbile germană și maghiară. Toate străzile, în afară de evoluția lor ca nume, a avut și o denumire în limba română, în limba germană, în limba maghiară, care se găsesc în această carte. Populația Reghinului a evoluat, cum ziceam eu, de la lucruri, să zicem, minore, de la o sumă, un număr de populație măruntă, la o cifră care la un moment dat se apropia chiar de 40.000 de locuitori. Dar mai multe aflați urmărind destin și istorie. Rubrica va fi difuzată vineri 22 aprilie în cadrul jurnalului de Reghin. Va expune în Italia. Artistul plastic reghinean Marcel Naste va avea lucrări prezentate în cadrul celei de-a patra ediție a evenimentului Le Tre Giorno de Calcata. Aceasta va avea loc în spațiul expozițional al Palatului Baronial la Anticoborgo, unde vor fi prezenți și 15 artiști italieni. Vor fi selectate lucrările care se disting prin originalitate. Detalii despre acest subiect după un scurt popas la redacția Meteo pentru a afla surprizele vremii. Bine v-am găsit! Luni vom avea parte de ploi ușoare în zona noastră. Mercurul din termometre urcă în Reghin până la valoarea de 9 grade, iar în Târgu Mureș va ajunge până la 8. Cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal. Un nou pas, o nouă realizare pentru artistul plastic reghinean Marcel Naste. În perioada 23-30 aprilie 2016, acesta își va expune câteva dintre picturi în cadrul celei de-a patra ediții a evenimentului Le Tre Signori di Calcata. Acesta va avea loc în spațiul expozițional al Palatului Baronial la Anticoborgo, unde picturile reghineanului Marcel Naste vor fi expuse alături de cele ale altor 15 artiști italieni. Aceștia vor participa la concurs cu 4 lucrări, a căror
temă este liberă și personală. Metodele de realizare a acestora aprobate de către juriu sunt petrol, acuarelă, goasă, acril, cerneală și cărbune. Vor fi selectate lucrările care se disting prin originalitate și calitatea de exprimare. Activitatea este organizată de Asociația Culturală Alba. În acest an, cea de-a 67-a ediție a Olimpiadei Naționale de Matematică a fost găzduită în întregime în județul Mureș. Concursul s-a desfășurat pe două secțiuni cu locații diferite. Elevii claselor 5-6 au fost examinați în Sovata, iar cei din clasele 7-12 în municipiul Târgu Mureș. Din cei 611 participanți, 14 copii sunt din județul nostru. Județul Mureș este gazda celei de-a 67-a ediții a Olimpiadei Naționale de Matematică, ce se desfășoară în perioada 19-23 aprilie 2016 la Sovata, respectiv Târgu Mureș. Aceasta se prefigurează a fi una reușită, cu rezultate pe măsură, a afirmat șeful Inspectoratului Școlar Județean Mureș, Ștefan Someșan. Județul Mureș găzduiește în anul acesta Olimpiada Națională de Matematică. Este onoare pentru noi să se desfășoare în județul Mureș și sigur că noi suntem și capabili să organizăm, dovadă că în cursul zilei de ieri toate probele s-au desfășurat în cele mai bune condiții. 611 elevi din țară participă la etapa națională a Olimpiadei de Matematică pentru clasele 5-6, respectiv 7-12. 14 dintre elevii participanți sunt din județul Mureș. Se desfășoară în două secțiuni, și anume pentru clasele 5-6 la Sovata, cu un număr de 157 de copii, și clasele 7-12 la Târgu Mureș, la Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian, cu număr de 454 de concurenți. Din județul Mureș sunt 4 participanți la Sovata, la clasele 5-6 și 10 participanți la clasele 7-12 aici în Târgu Mureș. Inspectoratul Școlar Județean Mureș s-a dovedit capabil de a găzdui și de a asigura buna desfășurare și a altor olimpiade naționale. La festivitatea de deschidere, șeful Inspectoratului Județean Școlar Mureș și-a arătat dorința ca și în următorii ani județul nostru să fie gazdă la olimpiade naționale. Putem găzdui orice altă olimpiadă, dovadă că și în anul școlar precedent am avut două olimpiade mari, și anume limba și literatura română și biologia, care s-au derulat în condiții extrem de frumos. Teatrul Național din Târgu Mureș a fost locul în care cei mai buni elevi pasionați de matematică s-au întrunit miercuri 20 aprilie pentru a participa la deschiderea oficială a Olimpiadei Naționale de Matematică. Nu este concurs la care elevii secției de muzică și arte plastice din Reghin să ia parte și să nu obțină premii. Sunt incluse aici și olimpiadele școlare dedicate instrumentelor muzicale, ori concursurile de teorie a muzicii. Cezara Fărca și Teodora Ujică sunt două exemple de eleve pasionate de vioară și care de fiecare dată cuceresc juriul. Olimpiadele școlare dedicate elevilor care studiază instrumente muzicale au avut și în acest an concurenți de la secția de muzică și arte plastice din Reghin. Structura școlii gimnaziale Augustin Maior a obținut premii prin toți mici instrumentiști ajunși la concursuri. Așa a fost și în cazul Viorii. Elevul Man Cătălin, care este în clasa 4-a și a luat premiul 3, Farcaș Georgiana Cezara din clasa a 6-a, care a luat premiul 2, și eleva Ujică Teodora din clasa a 3-a cu premiul 2. Iarăși rezultate frumoase și copii despre care deja s-a auzit. Un alt concurs important pentru micii instrumentiști este cel de teoria a muzicii, unde de asemenea Reghinul s-a remarcat. Concurs sub numele Dialog pe portativ și acolo doar două eleve au participat, dar una a adus premiul 2. Este vorba de eleva Curteana Andra din clasa 7-a și iarăși Farcaș Cezara din clasa 6-a cu premiul 1. Când mă pregătesc pentru un concurs, lucrez intensiv în fiecare zi, mai ales în vacanță, pentru că am mai mult timp să studiez. Ce îți place ție la acest instrument? Sună foarte armonios și îmi place foarte mult. Probabil că se și completează cu celelalte activități ale tale. Da, mai fac și dans sportiv și la învățătură sunt cea mai bună din clasă.
Cum crezi că te va ajuta pe tine în viață faptul că acum, iată, studiezi acest instrument? Păi, când voi auzi o melodie, alții nu vor ști dacă este clasică sau rock și eu voi ști asta, dar mă va ajuta foarte mult. Studii am luat locul 3, la olimpiada pe școală am luat locul 1 și la faza zonală am luat locul 2. Care dintre aceste concursuri ți s-a părut cel mai greu? Cel de studii. De ce? A trebuit să respectăm un program. Ce-ți place ție la acest instrument? Mie îmi place să cânt la el și este foarte frumos. Crezi că te va ajuta în viață faptul că studiezi instrumentul? Da. Cum? Aș vrea să cânt într-o orchestră. Dar mai multe despre rezultatele din acest an ale elevilor care studiază instrumente și arte plastice la secția de muzică din cadrul Școlii Gimnaziale Augustin Maior, aflați urmărind emisiunea Reghin Exclusiv, duminică de la ora 21, la Dareghin TV. Atenție, crescători de animale! Se recomandă să nu achiziționați bovine din Bulgaria, deoarece au fost confirmate 9 focare de dermatită nodulară virală la bovine, iar 366 de animale au fost deja ucise. La nivelul județului Mureș se iau măsuri de către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru siguranța alimentelor. Specialiștii atrag atenția asupra simptomelor pe care le prezintă animalele și subliniază că boala nu afectează oamenii. Experții Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au confirmat evoluția unor focare de dermatită nodulară la bovine în Bulgaria. Anunțul a fost făcut în județul Mureș de șeful DSVSA. Am fost înștiințați de către Autoritatea Națională Sanitară-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor despre existența a 2 focare a bolii dermatoza nodulară virală a bovinelor pe teritoriul Bulgariei, iar în acest sens suntem în alertă, având în vedere și monitorizând circulația animalelor prin comerțul intracomunitar care provin din zonele Bulgaria și Grecia. Boala este una gravă, iar specialiștii atrag atenția că evoluează mai ales la tineret. Simptomele sunt evidente. Are ca simptomatologie febră, dermatită nodulară generalizată, noduli care se pot observa pe corp, bot, nări, cap, gât, spate, picioare, și în alte zone ale corpului, care pot exprima scurgeri de lichid și pot avea un centru ulcerat. Pot produce pneumonii primare și secundare, uneori animalele pot muri, dar boala produce pagube economice importante prin măsurile de prevenire și combatere. Specialiștii iau așadar măsurile necesare și le transmit fermierilor și crescătorilor de animale să fie atenți, întrucât boala duce la pagube pe care nimeni nu și le dorește. Vreau să fac un apel către crescătorii de bovine, către fermele comerciale, toți gospodarii care au în gospodărie bovine, să anunțe de îndată medicii veterinari în cazul apariției unor simptome, a unor îmbolnăviri la animale. Pentru oameni nu sunt probleme, nu este o zoonoză, deci nu se transmite la om, doar în efectivele de bovine și bubaline, deci vacile de lapte și bivolii. Ce mai pot face crescătorii este să verifice zilnic animalele, să anunțe fără întârziere medicul veterinar la apariția unor suspiciuni, să îndepărteze gunoiul de grajd și să asigure dezinsecția spațiilor cu gunoi. Și-au luat revanșa după ratarea de anul trecut și de această dată s-au calificat la concursul european de competențe în silvicultură. Echipajul Colegiului Silvic Gurghiu a ocupat locul întâi la concursul național, devansând celelalte 5 licee de profil din țară. Ediția din acest an a competiției pentru viitorii silvicultori a avut loc la Câmpul Lung Moldovenesc, gazdele fiind și favorite la câștigarea competiției. Mureșenii au fost însă mai buni și vor reprezenta România la întrecerea dintre cele 17 școli de profil din Europa.
O nouă performanță pentru echipajul colegiului Silvii Gurghiu la concursul național de competențe în silvicultură. Pentru a cincea oară în ultimii 10 ani, elevii și profesorii au obținut locul întâi. Dacă anul trecut au ratat la câteva puncte cea mai înaltă treaptă a podiumului și calificarea la concursul european de profil, anul acesta au fost mai buni decât echipajul gazdă din Câmpul Lung Moldovenesc, care era favorit și au adus la Gurghiu marele premiu. 6 licee din țară s-au întrecut în a demonstra că au cei mai buni viitor silvicultori. Spre fericirea și bucuria noastră am reușit să ne întoarcem în acest an cu locul întâi. Deci am reușit să dovedim că o școală silvică cu tradiție, cum este școala silvică din Gurghiu, care în acest an împlinește 123 de ani de existență, poate să concureze de la egal la egal cu școli silvice care se află în orașele țării. Deci practic noi suntem singura școală din mediul rural. Celelalte școli se află în oraș și, bineînțeles, au alte posibilități. E un concurs foarte complex. Sunt probe cu motoferăstrăul, 5 probe cu motoferăstrăul, probe de mânuire a motoferăstrăului și un număr de 16 probe incluse în proba de traseu forestier, care reprezintă probe de cunoștințe și de perspicacitate practică, de cunoaștere a pădurii, a arborilor, a speciilor, a unor elemente biometrice referitoare la pădure. Concursul s-a desfășurat în 3 zile și dacă în prima zi am condus cu câteva puncte, în a doua zi am fost gazdele ne-au întrecut, iar în a treia zi am câștigat noi. Am putea zice că a fost un rezultat câștigat ca la tenis. Vreau să felicit elevii care au dorit să participe la acest concurs. Mă refer la cei 4 plus rezerva pe care am avut-o. Este vorba despre elevul cu care am participat și anul trecut și șeful de echipă, Sas Laslo. Este vorba despre noi veniți elevi din clasa 11-a, Cuteanu George și Man Grigore și tot un elev de clasa 11-a, Dauli Botond. S-au comportat extraordinar datorită faptului că au fost uniți. Vreau să felicit și să mulțumesc colegilor mei care s-au implicat în pregătirea acestor elevi și vreau să mulțumesc Primăriei Gurghiu care ne-a sprijinit pe parcursul tuturor edițiilor anterioare să participăm la concursurile la care am participat. Un singur elev din echipaj a mai participat la concursurile anterioare, el având și experiența competiției europene. Restul au fost la prima participare, iar rezultatul este cu atât mai important pentru ei. Din punctul meu de vedere, proba de început, să zic așa, ne-a salvat. Acolo am câștigat foarte multe puncte față de celelalte echipe. Și știați că acolo sunteți mai bine pregătiți? Da, știam că acolo, chiar acolo ne-am pregătit cel mai mult și s-o și văzut. Concursul a fost organizat în centrul orașului, unde ne-a așteptat un public foarte, foarte gălăgios care a sprijinit echipa gazdă. Dar totuși voi ați făcut față, da? O pregătire bună, un psihic bun? Da, noi ne-am antrenat foarte mult, de dimineață până seara, cu foarte multe eforturi. Am trecut ca rezervă, am fost la concursul național de la Brașov, atunci am fost din afară și am putut să văd despre ce este vorba la concurs și anul ăsta putând să fiu mai bine pregătit, pentru că știam ce mă așteaptă. Te-ai descurcat foarte bine, te-ai evidențiat chiar. Da, la proba de schimbare de lanț am fost cel mai bun, cu 112 puncte și am primit o cupă și un motoferăstrău. Ca o răsplată pentru colegiul Silvic, pentru că este faima Gurghiului, acest liceu cu școala veche, cu parcul dendrologic, cu cetatea, să aduc la cunoștința cetățenilor că în toamnă am depus un proiect pe fonduri europene. Luni, în data de 25, voi pleca la Alba Iulia să semnez contractul de finanțare în valoare de 500.000 de euro. Felicit încă o dată liceul, pe toți profesorii, pe toate cadrele didactice și nedidactice. Succesul obținut în țară îi trimite pe elevii din Gurghiu la concursul european de competențe în silvicultură, care va avea loc în Austria. 17 țări vor concura, iar românii își doresc o clasare mai bună decât cea din 2014, când au terminat competiția pe locul 7. Dar mai multe despre rezultatul extraordinar obținut de elevii Colegiului Silvic din Gurghiu, aflați la Dareghin TV, duminică de la ora 21, urmărind emisiunea Reghin Exclusiv.
Apicultorii vor primi în cursul anului 2016 sprijin financiar în sumă de 30.204 milioane de lei prin Programul Național Apicol pentru perioada 2014-2015, din care 15.102 milioane de lei alocate de la bugetul de stat, iar 15.102 milioane de lei din fonduri europene, conform unei hotărâri adoptate în această lună de guvern. De acest sprijin financiar au beneficiat și apicultorii reghineni. Apicultorii vor primi în cursul anului 2016 sprijin financiar în sumă de 30,204 milioane de lei prin Programul Național Apicol pentru perioada 2014-2016, din care 15,102 milioane de lei alocate de la bugetul de stat, iar jumătatea restantă din fonduri europene, conform unei hotărâri adoptate în această lună de guvern. Scopul de bază al programului este sprijinirea apicultorilor pentru achiziționarea de medicamente, funduri de stupi pentru control sau funduri de stup antivaroa, de mătci, roiuri pe faguri și sau familii de albine, precum și pentru decontarea analizelor fizico-chimice care să atesteze calitatea mierii. De acest sprijin financiar au beneficiat și apicultorii reghineni. Dacă vorbiți de ajutoare din partea statului, ar fi un program național care, de fapt, la noi este o formă de decontare la niște acțiuni pe care noi apicultorii le întreprindem în stupinele noastre. Asta înseamnă Programul Național Apicol. Niște decontări anuale care de-a lungul timpului, din 2014 până anul acesta, 2016, s-au derulat prin Asociația Crescătorilor de Albine. Noi am fost, adică am avut apicultori care au fost beneficiarii programului și îl derulăm în continuare. În primii doi ani de aplicare, de sprijinul financiar au beneficiat aproximativ 5.500 de apicultori, persoane fizice și juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale. Sonia Gabriela Simion este un nume de tânăr talent pe care îl vom mai auzi cu siguranță. Deși are doar 9 ani, reghineanca are mai multe premii obținute în cadrul unor concursuri muzicale. Ultimul dintre acestea este locul întâi la Festivalul Concurs Național de Muzică Pop pentru Copii și Adolescenți, desfășurat la București. Sonia își antrenează săptămânal corzile vocale. Locul întâi la un concurs național de muzică pop. Acesta a fost obținut de reghineanca Sonia Gabriela Simion, la București, în cadrul Festivalului Concurs Național de Muzică Pop pentru Copii și Adolescenți, Spring Star. Competiția i s-a părut una dificilă, iar Sonia și-a ales singura piesă pe care a cântat-o în concurs. A fost concursul Spring Star, am luat primul întâi. Destul de greu, că au fost foarte mulți concurenți și la categoria mea, categoria 9 ani. Eu am cântat piesa Ce aș fi fost dacă n-ai fi existat și am ales piesa aceasta pentru că aceea mi-a plăcut cel mai mult dintre celelalte. Reghineanca se pregătește însă săptămânal pentru a participa la concursuri. Alături de ea, la București, au fost membrii ai familiei, dar și profesorul său. Eu cred că m-am descurcat bine, mi-a spus și domn profesor. La București, alături de mine au fost nașii mei și a fost domn profesor și gașca. Păi, noi ne pregătim, grupa domn profesor Sămeșan, ne pregătim în fiecare săptămână. Unii se întâlnesc vinerea, cei de la populară vinerea, cei de la ușoară marți. Mai eu mă duc vinerea, că nu pot marți. Ce-ar fi fost dacă n-ai fi existat? Nici nu-mi pot imagina. Doamnelor și domnilor, esențialul de reghin se încheie aici. În câteva minute, Andrada Șerban vine cu noutățile despre vreme. Sunt Simina Cota, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită. La revedere!
Bine v-am regăsit! Pe parcursul zilei de luni, vremea va fi mohorâtă, iar ploile își vor face apariția. Termometrele vor indica valoarea de 9 grade Celsius în Reghin, iar în Târgu Mureș vor fi 8 grade. Pentru Luduș și Iernut sunt estimate 9 grade. 8 vor fi în Sighișoara și la Batoș, 7 la Sovata, iar în Stâncen vor fi 6 grade. Potrivit datelor anunțate de meteorologi și în afara județului nostru, șansele de precipitații vor fi crescute. În Brașov sunt prognozate 6 grade. 9 vor fi în Bistrița și la Sibiu, iar în Cluj-Napoca vor fi 10 grade. Pentru Alba Iulia, termometrele vor indica valoarea de 11 grade Celsius, iar în București, temperatura maximă va fi de 15 grade. Luni-noaptea, aversele vor continua. În Reghin, termometrele vor indica valoarea de 3 grade, iar în Târgu Mureș, 2. Pe parcursul zilei de marți, soarele își va face apariția pe cer. În Reghin sunt prognozate 8 grade, iar în Târgu Mureș vor fi 9 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Andrada Șerban, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!